Ți-am propus să fim un cuplu, de fapt. Zic cum ai zis, vrei să fii iubita mea? Da, vrei să fii iubita mea. Și răspunsul meu a fost nu. Dar nu chiar așa rece a fost. A fost un... nu, așa. Nu. Eu vorbesc acum cu tine și mi-aduc aminte exact momentele care le-am trăit atunci. Uh-huh. Am așa emoții. Te-ai descurajat când ți-am zis nu? Nu m-am descurajat când mi-ai zis nu. Eu, de fapt, în mintea mea deja îl aveam nu ăsta, că e ceva ok, ceva normal. Nu ai cum să ai relații cu o persoană după două zile ce te-ai văzut. Dar cred că era disperare din partea mea. Eu aveam spațiul meu închis, care nu lăsam persoane să intre în spațiul meu. Și din moment ce te-am lăsat pe tine în spațiul meu, deja m-am obișnuit cu tine și eram ok, chiar dacă ne-am văzut vreo două zile. Și te-am lăsat în spațiul meu, deja m-am obișnuit cu tine, că noi ieșeam în fiecare zi, am făcut content împreună, am luat cină împreună, breakfast împreună, cafea. Fachinoar, un muzeu, la unde am mai văzut, doamne. Totul făceam împreună, de parcă eram în cuplu, dar noi nu eram de fapt un cuplu. Prietenii mei zicea, asta e gancica. She's the one, bro, she's the one. Toți ziceau că, da, asta e, sunteți foarte frumoși împreună. Cine ne întâlnea zicea că, ce cuplu perfect, dar noi nu eram de fapt un cuplu. Și eu mă simțeam deja, aveam emoțiile alea de vin într-o relație deja cu tine. Eu planificam tot acolo. Îți planifica relația cu da, mine? Da, îmi planificam că, na, gata, nu ai. Dar tu ai zis, nu, știu, eu am emoții. Eu am emoții când vorbesc. Eu aveam un nu foarte sigur, da, asta pentru că foarte. Trebuia să plec pe o lună în Bali și vedeam cum exact o să funcționeze relația noastră, ținând cont că eu o să fiu plecat o perioadă, după aia el era în Londra, eu eram în București și cumva nu știam exact cum o să funcționeze și atunci am lăsat-o la liber, așa, hai să vedem cum o să funcționăm, hai să văd cum o să funcționezi tu după ce o să plec eu. Majoritatea bărbaților atunci când îi refuzi și le zici că nu știu ce și mai și le spui că mai plec o lună, cumva își lasă mâinile jos și încep să iasă cu alte fete. Și atunci am zis, băi, dacă băiatul ăsta chiar o să-și dorească ceva cu mine, și o să-mi arăți chestia asta. Din moment ce ai plecat tu în Bali, eu îmi setam alarma, că era diferență de 8 ore, cred că. Da. Da, 8 ore era diferență și îmi setam alarma, nu neapărat alarma, că nu mă culcam. Alarma când eu mă trezeam. Alarma când, ca să știu când trezeai tu, că tu trezeai la ora 7-8, că tu făceai content de foarte... Da, aveam fusora foarte diferit, ținând cont mai aveam încă jet lag după zbor. Și în perioada aia când aveam jet lag-ul mai puteam să vorbim, adică cumva eram pe aceeași oră, dar după aia când mi-a trecut și am început să mă culc de fapt de vreme pe la 10-11, atunci aveam 10-8 ore diferență. Pui, știi că eu am flashback-uri, eu vorbesc și eu mi-aduc aminte momentul exact când eu stam culcat și eu vorbeam cu tine. Eu vorbesc până la ultimul fire de păr și eu am flashback-ul ăsta că eu stam așa culcat și eu îmi puneam așa o lumină pe pod, că să nu fie foarte întuneric, și eu vorbeam cu tine. Eu am flashback-ul ăsta, nu știu tu dacă l-ai. Îți mai aduce aminte când noi vorbeam până adormeam? Era un moment în care efectiv adormeam la telefon. A fost o singură dată când am adormit împreună la telefon. Împreună la telefon, da. Dar mai des adormeai tu, că ți-i făceam screenshot-uri diferite și ți-i trimiteam acolo. El făcea foarte multe screenshot-uri. A fost un test pentru, cel puțin pentru mine. Eu, de fapt, chestii de genul n-am făcut. Cum tu ai menționat, că sunt bărbați care nu știu ce, care ei dacă îi se refuze, nu mai lupt pentru absolut nimic. Da. Deși eu în perioada aia când am ajuns la un punct, când anume îți dorești din suflet un lucru, da, eu trebuie să demonstrez Valeriei că eu sunt un bărbat și eu trebuie să o cuceresc și vreau să fie alături de mine. Pentru atunci când m-am întors eu din Bali, primul lucru pe care l-a făcut Alex a fost să vină în București. Mi-aduc aminte exact, a venit în București și cumva am început să ieșim să facem toate lucrurile împreună. Am în vacanțe împreună, în primul lucru am fost în Veneția, după aia am fost în Milano, după aia am fost în Dolomiți. Vreau să vă spun un lucru, că după aia, când am fost noi prima dată în Italia, în Veneția, pentru mine a fost un tant atunci când mi-a fost mie rău, atunci când eu m-am îmbolnăvit, am avut și febră și efectiv toată vacanța noastră în Veneția eu am stat la pat. A fost momentul ăla în care eu l-am văzut pe Alex cum are grijă de mine. Nu prea găsești
găsești lucruri noaptea, după ora 10-11 noaptea, era totul închis. Și faptul că el se ducea și îmi căuta mie ceai, pastile, mi s-a părut extraordinar. Altcineva poate zica, oh, stai în pat, eu mă duc să mă plimb și mă duc să-mi văd treaba mea, mă duc să-mi fac poze, mă duc să mănânc. El nu a făcut treaba asta, te duceai și îmi luai mâncare, mi-aduceai mâncare în pat. Mâncare, aduceam apă fierbinte. Da, exact. Dar ăla a fost momentul în care efectiv din tot parcursul nostru timp de un an, în care efectiv mi-am dat seama despre tine, ce fel de persoană ești, cum funcționești. Pentru mine, momentul ăla și Italia, confirmarea că faptele tale vorbesc lucruri despre tine, și aia a fost una dintre vacanțele cele mai chinuitoare pentru noi doi. Cumva împreună am început să funcționăm. Inițial, din moment ce ți-am propus ca să facem o relație, eu un pic forțam lucrurile. Dar nu știu dacă tu le-ai observat, ele simțeam că eu un pic le făceam forțat, care pe tine te deranja. Uh-huh. La un moment dat am decis să nu mai forțez absolut nimic, am lăsat lucrurile așa, nu le-am lăsat baltă, luptam pentru scopul meu final care este cuceresc, dar îți dam acel timp de care tu de fapt aveai nevoie. Îmi dădeai rogat, adică îmi dădeai libertatea de a nu fi... Păstram distanța aia care e necesară de prietenii, de... în capul meu deja era confirmat că noi suntem prieteni, dar nu înseamnă că nu putem să fim și iubiți. Am început să mergem foarte mult în vacanțe. Bine, da. Eu încercam să, deși toată lumea vorbea, voi sunteți într-o relație, voi sunteți într-o relație, eu încercam cumva să ascund treaba asta cât mai mult posibil. Nu voiam să punem chestia asta, noi suntem într-o relație, cuplu de azi până mâine, data cu tare, începem de azi, nu știu, voiam, pentru prima dată în viața mea, voiam să se ducă totul așa super natural, să nu fie nicio chestie forțat. Lasă-mă pur și simplu să trăiesc, fără să mă oblig, fără să mă forțez, fără să mă forțeze cineva, și voiam foarte mult să țin la chestia asta pe care o aveam noi doi. Nu trebuia de împărtășit altora, știi? Că atunci când începe o relație, le spui, a, dar știi că de unul ăla, că am o iubită, că am făcut asta, că am început așa relația, că așa... Mi se pare că nu vă interesează, nu vă pune, suntem prieteni și lumea nu mai dă alte întrebări. Aminte când a fost asta, dar ai venit tu la un moment dat în București și i-am zis lui Alex, trebuie să discutăm un lucru foarte important, pentru că în momentul ăla voiam... cred că trecuse foarte mult timp și voiam să pun punctele pe i și i-am spus, uite, din momentul ăla vreau ce avem noi să fie oficial. Eu începusem să am niște emoții foarte, foarte mari pentru Alex și am zis, mamă, și cum ar fi dacă noi nu suntem practic un cuplu, el nu știe că suntem un cuplu, poate nu știa el că suntem un cuplu, hai mai bine să o oficializăm, că așa măcar știu eu sigur că nu iese cu alte fete. Noi făceam totul fix ca un cuplu, dar că nu oficializasem, că nu voiam eu presiunea altor oameni asupra mea și nu vroiam eu să dau neapărat răspundere, ținând cont că sunt și un om public, nu vroiam neapărat să dau răspundere nimănui de ce fac și cum fac pentru prima dată în viața mea. Vroiam pur și simplu go with the flow, ca o fată obișnuită care nu trebuie să răspundă pentru acțiunile pe care le fac. Și de atunci am oficializat relația. Până oficializa noi de fapt relația, dacă tu mai ții minte, eu ți-am spus la un moment dat, tu o să fii a mea. Eu ți-am spus asta odată, care te-ai uitat așa. Da, bine, și tot okay. Vorbește asta. Ok. Ți-am adus aminte, mai ții minte? Păi mi-aduce aminte. Când tu ai zis că... Ok, hai să trecem la... Dar nu, eu chiar eram în momentul în care pur și simplu voiam să go with the flow. Cum după o perioadă destul de lungă, că a fost ok să o oficializăm, mai ales să oficializăm chestia asta și public, pentru că oamenii începeau după jumătate de an, cred că aveam deja, nu mai știu, foarte mult timp împreună, deja a început să oamenii să ne întrebe și să nu ne mai creadă că nu suntem împreună, și atunci am zis ok, hai să oficializăm din ambele puncte de vedere. Și de aici deja au început și părinții noștri să se implice în relația noastră, exact ce nu-mi doream eu. Întrebările astea de la părinți, de la prieteni, de la televiziuni și de peste tot au început întrebările astea care eu atât de mult mi-am dorit să fie evitate, încât după jumătate de an de relație am zis ok, sunt gata să răspund la ele. Practic, ăsta este motivul pentru care eu nu am vrut să începem relația atunci când mi-ai spus tu și nu am vrut să o oficializăm, pentru că nu am vrut nici să o oficializez public și nici nu am vrut să o oficializez neapărat pentru prietenii mei, pentru oamenii apropiați, pentru că nu voiam să evit din tot sufletul meu toate întrebările despre noi, pur și simplu voiam relația noastră să fie
secretă. Mi-am dorit de această dată să o țin cât mai, nu știu, mai, cât mai mult pentru mine. Chiar mi-am dorit un lucru care să-mi aparțină mie. Oh. Plângi? Da. Dar de ce plângi? De emoții? Da. Chiar mi-am dorit ceva care să fie doar al meu, adică să nu am chestia asta de să șeruiesc lucruri care mi se întâmplă. Știi, a fost bolul ăla de... Nu o plânge. A fost puiul meu pe care nu vreau să-l șeruiesc și nu vreau să-l împărtășesc cu absolut nimeni. Păi nu mă împărtășesc. Păi da, dar nu vreau să împărtășesc lucruri care mi se întâmplă am și înțeles. Chestii de genul ăsta, pentru că mi se pare că ce avem noi este foarte diferit, deosebit. Pur. Da, exact. Fapt, și mi se pare că... Nu trebuie lumea să știe absolut nimic, că... După aia se strică. Se strică, nu merge. Da, așa și mi se pare că primul an din relație este cel mai frumos. Toată relația, cât ne durează, e frumoasă. Da, exact, dar bine, primul an este cel mai deosebit, că practic în primul an te descoperi cel mai mult, știi? Și atunci se întâmplă de foarte multe ori ca în primul an să se, cum am avut eu din propria mea experiență, vorbesc chestia asta, am avut, din păcate, am avut situații în care efectiv din primul an a fost cel mai greu. Cel mai greu, da, din toate punctele de vedere. De cunoaștere, te referi. Da, 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 da. Adică am avut foarte multă presiune din jur și atunci chiar mi-am dorit cumva să păstrăm chestia asta, pentru că chiar avem o relație deosebită din punctul meu de vedere. Noi am trecut oricum peste toate testele posibile, peste toate greutățile, peste toate certurile care le-am avut noi și suntem la un punct foarte bun, fericit și cred că toate chestiile astea ne-a făcut relația noastră să fie așa o relație destul de strânsă și de puternică. Erau momente când simțeam că ba tu renunți sau ba eu renunț, dar noi am trecut peste chestiile astea. Dați în cont că noi din prima, adică din prima, din când m-am întors eu din Bali, efectiv am stat 24 din 24. Vreau să vă spun că doar atunci când am decis să luăm casa, cred că atunci au fost unicile zile dintr-un an întreg, 4 zile în care am rămas singur acasă și atunci m-am îmbolnăvit, atunci n-am mai putut, efectiv îi spuneam în continuu când vii odată, hai odată, deci efectiv aveam impresia că nu mai am aer să respir și eram așa în continuu fără el, era atât de greu, adică ținând cont că facem tot 24 din 24 lucruri împreună, de la strâns masa până la face orice, efectiv orice facem împreună și mi s-a părut, Doamne, mamă, cum e asta? Adică ne-am super... Păi așa e cel mai corect. De fapt, eu nu consider că dacă ce ține de gătit, a, femeia trebuie să gătească și te duci tu, sau ce ține de nu știu ce, dacă îi gătim împreună. Dacă da, noi facem, adică asta a fost înțelegerea noastră din prima dată, că orice facem noi, vom face împreună. Dacă tu pui o cărămidă, o să pun și eu o cărămidă, dacă tu dai cu aspiratorul, dau și eu cu aspiratorul, dacă tu faci asta, fac și eu asta, adică facem totul împreună pentru că suntem egali, nu știu, așa cel puțin considerăm noi și pentru noi așa a funcționat și funcționează în continuare și suntem super ok cu treaba asta, adică noi petrecem da, mai mult timp împreună decât cu alți oameni. Atâta timp cât o să funcționeze strategia asta, o să o aplicăm până la nesfârșit, până nu o să mai meargă. Când nu o să meargă, aplicăm o altă strategie, dar o să fie... O să găsim strategii tot viața. Da. Așa. O să găsim pentru asta ne iubim noi. Da. O să găsim strategii. Gata, nu? Fără ruj roșu azi? Ajunge. Cam asta este povestea noastră timp de un an de zile. Deci e fix un an de zile. E fix un an, dar au trecut, uite... Eu chiar așa cum îmi amintesc prima zi când ne-am întâlnit noi și dacă stai, zici sau așa, au fost niște clipi, am clipit de ochi și au trecut tot timpul. Tu stai seama câte țări am vizitat noi? Laponia, Islanda, Italia, Franța, Grecia. Deci am făcut și în Turcia. Am făcut și în Turcia. Mai mulți ani cu tine. Mai mulți. Dragilor, am aici? Da. Dragilor, asta a fost istoria noastră și în continuare așteaptă alte vloguri despre casă, cum împărțim noi banii în familia noastră și mai multe alte aspecte, dar dacă aveți voi alte întrebări pe care ați vrea să le discutăm aici, să vă povestim, nu uitați că aveți mai jos secțiunea de comentarii și puteți să ne lăsați acolo comentarii. Mai des suntem pe Instagram și TikTok unde puteți să ne dați follow și ne vedem data viitoare!
Mua!